Astăzi vă prezentăm 10 recorduri mondiale curioase care există cu adevărat. Sunt incluși oameni care pot face adevărate minuni, dar și deținători de recorduri care își sacrifică chiar și sănătatea. Vă arătăm oameni care fac baie cu animale periculoase și chiar o femeie care poate face lucruri incredibile cu partea ei cea mai intimă. Rămâneți pe fază, aici la Vezi și Crezi. Să începem videoclipul nostru cu numărul 10 și cu un bărbat care chiar exagerează cu dragostea sa pentru animale. Este vorba despre Jackie Beebe și pasiunea sa pentru șerpi cu clopoței. Aceștia i-au adus bărbatului din Texas numele de omul șarpe cu clopoței. De ce? Pentru că el și șerpii săi cu clopoței dețin 5 recorduri mondiale incredibile. De exemplu, el deține recordul pentru ținerea cu gura a celor mai mulți șerpi cu clopoței, și anume 13. Și a fost pus într-o cadă de baie cu 195 de șerpi cu clopoței vii. Beebe s-a târât chiar și cu capul înainte, într-un sac de dormit cu 24 de șerpi adulți cu clopoței. Este aproape un miracol că omul șarpe cu clopoței este încă în viață. Dar texanul nu a rămas complet nevătămat până acum. Jackie Beebe a fost deja mușcat de 12 ori și și-a pierdut un deget și un picior ca urmare a hobby-ului său extrem. La numărul 9 se află Ayana Williams, care vine tot din Texas. Dar spre deosebire de omul șarpe cu clopoței, ea nu ține șerpi în mână, ci propriile unghii. Americanca nu și-a tăiat unghiile de mai bine de 20 de ani. Unghiile ei au acum aproape 5,8 metri lungime adunate și îi ia aproape 20 de ore și 2 sticle de ojă pentru a le picta pe toate. Dar asta nu este nimic în comparație cu unghiile lui Sridhar Hilal din India. Pensionarul nu și-a mai tăiat unghiile de la mâna stângă de 66 de ani. Unghiile sale au ajuns la o lungime totală de 2 metri fiecare. Erau atât de grele încât mâna sa ajunsese chiar să se deformeze. În 2018, manicura specială a luat sfârșit, iar Kilal, pe atunci în vârstă de 82 de ani, și-a tăiat toate unghiile. Cu toate acestea, ele nu au ajuns la gunoi, ci într-un muzeu de curiozități din New York. Cei mai mulți oameni și-ar pierde pofta de mâncare la numărul 8. Dar francezul Michel Lolito are un fel de mâncare preferat foarte special, care l-a făcut să intre chiar și în cartea recordurilor Guinness. Bărbatul poreclit omnivor mânca cu mare pasiune obiecte din sticlă și metal. De-a lungul vieții sale, Lolito a mâncat un număr incredibil de 18 biciclete, 15 cărucioare de supermarket, 7 televizoare, 6 candelabre, 2 paturi, o pereche de schiuri și un avion Cessna 150. Dar stai, s-a mai răsfățat și cu un computer și un sicriu de metal. Cu toate acestea, francezul nu a făcut acest lucru doar pentru că voia multă atenție. El suferea de o tulburare alimentară specială cunoscută sub numele de sindromul Picker. Cei afectați au un apetit insațiabil pentru cele mai neobișnuite lucruri. Ei mănâncă adesea pământ, păr și chiar sticlă sau metal. Michel Lolito avea de asemenea un stomac și un perete intestinal foarte gros și își tăia mâncarea în bucăți foarte mici pentru a nu se răni. În cele din urmă a murit la vârsta de 57 de ani. Totuși, nu obiceiurile sale alimentare au fost de vină, ci o cauză naturală. Numărul 6 prezintă de asemenea un bărbat cu două părți neobișnuite ale corpului. Cu toate acestea, nu ochii, ci urechile sale sunt cele care l-au făcut să intre în cartea recordurilor. De ce? Pentru că Manjit Singh poate trage un autobuz cu etaj peste 6 metri doar cu urechile. Ca și cum nu ar fi destul de nebunesc, el a repetat întreaga ispravă mai întâi cu părul și apoi cu dinții. Bărbatul de origine indiană care trăiește în Anglia din anii 1970 deține în total 68 de recorduri mondiale. De asemenea, el este deținătorul recordului la ridicat greutăți cu orbita ochiului. El reușește o greutate incredibilă de 16,2 kg. Medicii îl tot avertizează că acțiunile sale îi poate provoca daune grave sănătății, dar deținătorul recordului nu vrea să audă despre asta. Acum ajungem la numărul 5 și la o femeie care a făcut bani din aspectul său. Dar nu pentru că se conformează idealului perfect de frumusețe sau pentru că este deosebit de atletică. Dimpotrivă, Vivian Wheeler nu se conformează standardelor industriei frumuseții. În schimb, ea este cunoscută pentru părul ei extraordinar. Și nu este pe brațe sau pe picioare, ci pe față. Americanca are cea mai lungă barbă din lume. Barba sa are 25,5 cm lungime,
și este atât de impresionantă încât Wheeler a făcut un turneu în Statele Unite cu un spectacol de curiozitate timp de 55 de ani. Propriul ei tată a dus-o la faimoșii Ringling Brothers când era copil în 1953 pentru că nu putea face față înfățișării ei. Vivian Wheeler suferă și astăzi de reacția tatălui ei, chiar dacă s-a împăcat cu aspectul ei și cu creșterea Barbie. La numărul 4 se află un bărbat care își spune doar Nature MS. Tânărul de 24 de ani din orașul Kamala din India a stabilit un record prin dragostea sa pentru niște animale foarte speciale. Însă Nature MS nu iubește câinii sau pisicile, ci albinele și preferă să le pună chiar pe față. Într-o încercare de record, tânărul de 24 de ani a ajuns să-și acopere tot capul și fața cu albine. Au fost peste 60.000 în total. Și în timp ce majoritatea oamenilor intră în panică la simpla vedere a unei albine, Nature MS a rezistat incredibil 4 ore, 10 minute și 5 secunde. Cu toate acestea, tânărul de 24 de ani are cu adevărat o legătură specială cu animalele și militează pentru albine încă de la vârsta de 7 ani. Fiul al unui apicultor premiat, el vrea să folosească această campanie pentru a atrage atenția asupra mortalității albinelor la nivel mondial și pentru a le face un bine. Femeia de la numărul 3 pare de fapt destul de discretă, dar Tatiana Kozevnikov din Rusia este cea mai puternică femeie din lume, cel puțin atunci când vine vorba de o parte foarte specială a corpului ei în cel mai intim loc al ei. Tatiana are cea mai puternică zonă pubiană din lume, sau mai exact, are cea mai puternică podea pelviană din lume. Cu ajutorul mușchilor podelei pelviene, ea poate ridica o minge de sticlă de 16,5 kg. Acesta este un record mondial. Cu toate acestea, ea a realizat această performanță curioasă doar după ani de antrenament. Tatiana se antrenează acum de peste 20 de ani. Modul exact în care funcționează este simplu. Un dispozitiv în formă de ou din lemn este ținut de mușchii podelei pelviene. Greutăți de orice categorie pot fi apoi atașate de ou. Prin încordarea mușchilor, oul rămâne la locul lui. Acum a publicat chiar și videoclipuri de antrenament pe YouTube pentru a ajuta alte femei cu mușchi slabi. Acum ajungem la o altă femeie cu un talent curios pe care nu l-ai recunoaște neapărat. Jodie Parks din Statele Unite este deosebit de bună la râg. Atât de bună de fapt încât a stabilit un record mondial pentru cel mai tare râgâit. Ea a emis cel mai puternic râgâit al unei femei în 2008. Acesta a fost măsurat de la o distanță de 2,5 metri, a atins un volum de 104,75 decibeli, fiind astfel mai puternic decât o drujbă sau un claxon. Și în Germania există oameni care stabilesc în mod repetat recorduri nebunești. Didi Sand, de lângă Berlin, este una dintre aceste persoane. În vârstă de 67 de ani, este un împătimit al ciclismului și, mai presus de toate, un fan al Tourului Franței, cea mai mare cursă de biciclete din lume, care l-a inspirat pe Sand să construiască cea mai mare bicicletă din lume. Aceasta are o lungime de 7,8 metri și o înălțime de 3,7 metri. Roțile au un diametru de 3,32 metri, iar bicicleta este de fapt aptă pentru șosea. Cu această bicicletă și cu alte 17 construcții nebunești ale sale, care l-au făcut să intre în cartea recordurilor, Sand merge la cursele de biciclete în fiecare an din 1993 și îi încurajează pe atleți. Pe lângă invențiile sale în materie de biciclete, costumul său de diavol roșu a devenit de asemenea marca sa distinctivă. Acesta este motivul pentru care este cunoscut și sub numele de El Diavocuri. Abonați-vă și urmăriți și videoclipurile sugerate. Ne vedem data viitoare aici la Vezi.